Bună seara, doamnelor și domnilor! Din nou suntem la Capital Special. În această seară am alături de mine echipa USR din Vulcan, formată din domnul Coța Ion Nicolae, doamna Urzica Alina Maria și domnul Cosma Marcel. Bună seara, domnilor! Bună seara! Bună seara. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Iată că suntem în ultima săptămână de campanie și toate partidele își ascult discursul politic, discursul electoral. La dumneavoastră, la USR, cum petreceți ultima săptămână de campanie? Ce acțiuni întreprindeți și ce aveți de gând să faceți? Ieșim în fiecare zi pe stradă, pe cartiere, ne alegem oamenii, vorbim cu ei, le explicăm ce vrem să facem, proiectele care le avem, cum le reușim să le punem... Domnule Coța, chiar vorbeam înainte de emisiunea dumneavoastră că v-ați rupt pantofii mergând prin Vulcan. Da. Cum s-a întâmplat? Da, deci, cum a putut să se întâmple în anul 2020 și după 30 de ani de la Revoluție v-ați rupt pantofii prin Vulcan? Chiar ne-a rupt prin Traian. Betoanele sunt uzate, tot dâmburi, gropi, pietriși. Chiar a reușit să rupă perechi de pantofi umblând prin zona aceea. Acum, sincer, am locuit copil cândva prin zona aceea, au rămas la fel drumurile, mi le amintesc. Cum eram, când eram copil, mergeam cu sania pe acolo, așa sunt și acum. Adică nu s-a făcut, nu s-a intervenit la ele să aducă o îmbunătățire sau o refacere totală. S-a cârpit pe aici, pe acolo, cu, știu, cu aparatul, nu, cu nicio chestia de pârlit porcii. Arzător, nu știu. Da, în fine, arzător, da. Aia mai rău ca în vremea, epoca pietrei. Păi, și vi se pare normal după 30 de ani de la Revoluție și după 16 ani de mandat al primarului Ile să se întâmple una ca asta? Într-un municipiu, da. În municipiul al României. Da, nu e normal ca după 16 ani de conducere a PSD-ului, că până la urmă, sub o formă sau alta, primarul a făcut aceeași echipa. De, primarul, știți, în cei 16 ani a avut diferite opinii politice. Da, PD, a fost la PD, a fost la PC, a fost la PNR, parcă nu știu, PDL, și da, practic okay. nu putem să dăm vina în exclusivitate pe PSD. Nu, că primarul Ile, de fapt, era un... A fost tot timpul. Era un fel acum, de... Acum, nu știu, probabil că în anul acesta cetățenii vor sancționa lucrul ăsta cu adevărat, nu vor mai crede în conserve, bălării și alte minciuni, pentru că rezultatul îl văd de fiecare. Nu trebuie să zic la televizorul acolo așa. Îl vede fiecare, umblă pe stradă și îl vede. Iar lăsăm la o parte ce am observat, s-au început mici construcții pe la blocuri, pe aici un pic de asfalt, turna niște petece. Acum eu vă pot arăta pe telefon câteva poze. Se încearcă cumva să se prostească oamenii. Tu uitați, vezi, acum aici punem un copăcel, aici mai punem un jumat de metru de asfalt. Uite, îl mai dăm noi cu pârlitorul de porci. Mai începem o lucrare aici, trei borduri. Am văzut că Vulcan se lucrează. Ce-or fi făcut până acum, nu știu. Dar dacă oamenii încă mai cred în bălării de genul ăsta, e grav. Da. Adică atunci ne merităm soarta. Dacă nu facem ceva să schimbăm, să schimbăm. Nu putem merge tot cu cei care 16 ani n-au arătat că se poate. Sigur, doamna Urzică, dumneavoastră sunteți pentru prima oară în emisiunea Capitalul Special și vreau să vă întreb de ce ați ales USR și de ce Dan Marinescu? În primul rând, bună seara dumneavoastră, bună seara, seara telespectatorilor. În USR m-am înscris acum 2-3 luni de zile, dacă nu mă înșel, sunt proaspătă. Prima și prima oară m-am înscris online, iar mai apoi am fost sunată să vin la interviu de către domnul Romeo Miclea și domnul Liviu Tătaru. Am avut emoții, ca și acum, sinceră să fiu. În prima fază am văzut în USR, de fapt, în momentul în care am văzut toți colegii, în momentul în care am văzut ce vocabular au, cum pun problemele, cum totodată domnul Dan Marinescu, cum pune și dânsul problema de fiecare dată, i-am văzut și mi s-au părut demni de a face parte din Consiliul Local și din conducerea primăriei Vulcan. De fiecare dată, credeți-mă, vin cu foarte mare drag acolo. Pe domnul Marinescu îl cunoșteați dinainte? L-am cunoscut, da, din 2016, când dânsul a candidat.
Mi-a părut rău atunci pentru că nu am reușit să fiu alături mai mult de dânsul, să mă duc să îl ajut cu ce se putea. Doar l-am votat, ce-i drept. Doar, așa a fost situația. Deci sunteți un simpatizant de veche, domnule. Da, exact, exact. Da, da, da. Dar acum ia că am reușit până la urmă să intru în partid. Din cauza problemelor de sănătate nu am fost, într-adevăr trebuie să recunosc, nu am fost prezentă mereu, dar cu toate astea îl susțin din toate punctele de vedere. Bun, domnule Cosma, dumneavoastră ne cunoaștem deja din emisiunile Capital Special. Da. Aici în programul de campanie zice așa: suntem o echipă de oameni integri, implicați și dornici de o schimbare reală a Vulcanului, oameni care cuprind aproape toate categoriile sociale și profesionale din orașul Vulcan. USR Vulcan vă promite o administrație care va dezvolta orașul, în care există transparență decizională și comunicare cu toți cetățenii. Practic, până acum, ce s-a întâmplat în Vulcan cu administrația în cei 16 ani de administrație? Eu am venit recent în Vulcan, doar de 2 ani, dar am văzut că lucrurile nu merg, nu se construiește, nu se clădește nimic, adică tineretul pleacă, mă întâlnesc și eu cu vecinii care toți spun că n-au nicio alternativă, toată lumea e supărată că nu-i loc de viitor aici și atunci am zis că e momentul să mă implic, pentru că am oarecum o experiență în construcții și cu speranța că voi ajunge să ajut și orașul Vulcan în experiența care o am. Da. Am lucrat la firme de construcții în Oradea și știu că se pot realiza și cu fonduri europene foarte multe proiecte și da. Dacă îmi permite să completez, că eu sunt mai vechi în Vulcan, ce înseamnă transparență? Vrem ca toate ședințele Consiliului Local să fie transmise sub la o televiziune, de să vadă lumea cine vrea, binele Vulcanul și nu. Nu se mai poate, noi suntem un partid ăla și nu te ajutăm cu vot în Consiliu, că nu ne crește nouă imaginea. Nu, pusul ședințele să fie transparente, banul public cheltuit transparent, să știe Vulcanul pe ce se duc banii, nu numai să duc acolo, ridică mâna la vot, nu le place partidul, noi nu susținem pe X că el vrea să plombeze sau nu să plombeze, că de plombat să tot, să facă șoseaua și X și Y se ocupă, că nu-i aduce capital politic. Nu, să vadă Valea, Vulcanul, mă, că la Vulcan despre el e vorba, să vadă, domnule, cine vrea cu adevărat să facă ceva și cine nu. Atunci nu mai văd eu pe domnii care nu ridicau mâna la proiectele bune, că nu îi avantajează pe ei imaginea, știu eu, lor, că nu-i de la partidul respectiv ideea sau știu eu. Iar dacă ele vor fi transmise, credeți-mă că nu mai permite nimeni să zică, domne, eu nu mai ridic mâna. Dacă vine domnul Dan Manescu cu un proiect, domne, astăzi, uite, proiect pe fonduri europene, știu eu, un program la 2021-2027, facem nu, străzile. Numai care chiar sunt jalnice, trebuie aduse cumva la viață, adică schimbat un pic acolo lucrurile, nu-și mai permite nici X, nici Y să zică, când știe că e filmat și dat live, cum e și acum aici, să-și spune, domnule, nu ridică mâna. Atunci, că vor sau nu vor intra, nu stai într-un fel de majoritate. Domnule, ori mergem și facem, ori atunci, la următoarele alegeri, nu mai poate să zică, domne, știți că eu am făcut, dar să vedeți că n-a avut tic, dar eu am avut intenția. Nu! Hai să vedem cine! Nu mai vorbim așa fictiv. Domne, că eu am vrut, dar restul n-a vrut. Cu nume! Și atunci dacă cetățenii Vulcanului văd, domne, cine n-a votat pentru să-mi facă mie trotuarul aici și lumină? Păi Xulescu. Păi Xulescu atunci nu mai e pupă, nu mai merge că știți că e de vină. Fiecare... Nu știți că memoria poporului nu e de lungă durată. Se uită, se uită lucrurile astea, din păcate. Da, deci asta e una din lucrurile. Și plus banul public cheltuit, care se cheltuie cu transparență. Dom'le, se duce în direcția asta sau în direcția aia. Nu se mai poate vorba unui domn care a zis că nu știu cât a costat cu păcei, nu știu cât prostii și bazme din alea, că zici că suntem la clasa mijlocie și ne vinde...
felul de promisiuni pe care le puteau face. Adică 16 ani ai stat acolo, sub o formă sau alta, ai participat la Hora, nu la Conducerea Primăriei, și te trezești după 16 ani și zici, pe apă, nu? Că se spar toate în capul lui domnului primar, el a fost primar. Nu, domne, că el e de vină. Păi, domne, dar tu ai fost acolo, ce măsură ai luat? Că aveai dreptul de a lua, ridica mâna, nu? Da. Doamna Urzică, dumneavoastră, ce proiect credeți că ar trebui implementat de urgență în Vulcan? Cel mai urgent, bineînțeles, ar fi luminatul public. Deci este o problemă majoră. Asta o știu eu, o știm, toată lumea o știe. De la vecinii mei până la prietenii mei, este aceeași problemă spusă de N și N ori. Neapărat trebuie rezolvat. Chiar acum, când am fost ultima oară în zona Cocoșvar, am înțeles că au fost femei tâlhărite chiar. Pentru că săracele, vă dați seama, se merge la muncă, sunt diferite schimburi. Poliția comunitară, ce face dumneavoastră acolo? Nu are rost, domnule, să discutăm despre așa ceva. De exact. Ce nu are rost? Aici trebuie să discutăm. Da, ba, termină. Este o discuție, dar foarte lungă. Spuneți, domnul Coța. Nu știu în ce măsură se ocupă poliția locală de rezolvarea tâlhăriilor. Nu se patrulează, cum adică? Da, de patrulate cu totul altceva, păi, dar cum? În acest sens... Nu de investigare, ci de prevenire. Prevenire. Trebuie să patruleze, trebuie să prevină, să descurajeze. Da, în acest sens, domnul Dan Marinescu și împreună cu echipa OSR, unul din proiecte este să pună camere de luat vederi în tot Vulcanul, pentru a fi mai ușor la depistarea, chiar dacă, de exemplu, o cameră de vedere nu te apără pe moment de infractorul X, dar poate fi descoperit și pus la loc unde trebuie să stea acel infractor. Da. Și poliția locală, probabil că în momentul în care se va schimba și va ajunge domnul Dan Marinescu primar, probabil că și acolo vor avea loc schimbări, adică vor avea niște directive mai clare. Acum nu... Mai auzeam în discuții că vine domnul Dan Marinescu și îi va da pe toți afară din primărie. E o prostie asta. Nu poți să dai pe om afară așa după bunul plac. Dar, cum a zis, că face dânsul un audit și cei care performează stau, cei care nu părăsesc postul. Dar nu sunt nici o măsură să zic, el e primul în măsură, dar în urma unui audit. Și atunci, probabil că dacă, știu eu, vis-a-vis de poliția locală, dacă, să zicem, se fac pe sectoare, voi aveți de patrulat în Cocoșvar, dau un exemplu, și se face infracțiunea și tu n-ai prea fost prin zonă pe acolo, ne-a auzit un urlat, că orice femeie care e furată, zbeară, face ceva, urlă, nu-i instinctul, strigă, ajutor, ceva, nu? Ei, dacă nu ești prin zonă, atunci ai o problemă. Probabil că și acolo se vor lua măsuri în acest sens. Bun, în programul electoral al domnului Marinescu, candidatul USR pentru funcția de primar al municipiului Vulcan, zice aici realizarea unui plan urbanistic coerent care să separe clar zonele industriale, zonele turistice, zonele orășenești, prin întocmirea strategiei de dezvoltare durabilă urbană, în ideea obținerii fondurilor structurale europene pe programul operațional regional și pe programul ocupațional capital uman. Încurajarea dezvoltării sectorului economic privat. Prin susținerea activității economice la mina Vulcan, care sunt, da, Vulcan și uzina. Cât și folosirea spațiului de la fosta mină Paroșin, amenajarea unor zone industriale. Da, trebuie găsite spații pentru zona industrială, pentru parcuri industriale, în care să pregătim prin fonduri europene clădiri în care să aducem investitori. Deci, în primul rând, trebuie făcut acest program. Asta cu aducerea de investitori, iar ne lovim de forță de muncă. Este forță de muncă. În Vulcan este forță mai de este muncă. Acolo ceva este acolo. Destulă forță de muncă, doar că investitorii trebuie primiți în așa fel încât să le convină și lor să vină în Valea Jiului și în special în Vulcan. Multe pârghii primăria nu are să... Are, să... pentru că dacă identifică o anumită suprafață care poate fi transformată în hale și în clădiri pentru anumite fabricuțe, anumite întreprinderi nu foarte mari, mai mici, care angajează un anumit număr de muncitori, asta este un obiectiv foarte important, pentru că, primul rând, trebuie să știi unde poți să faci așa ceva. De-aia trebuie făcut un plan urbanistic automat și văzut care suprafețe sunt dispuse pentru așa ceva.
Bun, mai departe, realizarea unei infrastructuri capabile să creeze un interes din partea investitorilor și un confort sporit pentru cetățeni prin întocmirea de mini-incubatoare de afaceri și parc industriale, așa cum discutam și mai devreme, Da. formarea și recalificarea forței de muncă existentă în funcție de necesitatea investitorilor. Asta iar o chestie care... Păi, în general, investitorii își califică oamenii la locul de muncă. Mai nu așa se merge pe structura Training. asta, da? Pentru că oamenii calificați care au fost au cam plecat, nu au avut alternativă aici și au luat drumul străinătății. Și tineri sunt un vulcan care nu cred că nu sunt stare să lucreze la o mașinărie de făcut, ce știu, mase plastice, îmbuteliat, o sticlă de ceva. Nu trebuie nu știu ce calificare Matematică. specifică anume. Înființarea asociațiilor de Locatari. locatari, de proprietari, spune eu Da. până la urmă, Da, atât așa de le zice necesar în obținerea locatari. fondurilor pentru Social. reabilitarea termică a clădirilor. Sigur că e o problemă care toate orașele țării Se cu care se confruntă. confruntă, pentru că în lipsa unei entități juridice care să participe la atragerea fondului european pentru Am înțeles. reabilitarea termică, nu se poate accesa Da, acel trebuie fond. formă Deci, juridică sloganul și... nostru, dacă îmi permiteți, la noi este uniți pentru vulcan să dezvoltăm. Deci, trebuie și Bun, dar cetățenii, și cetățenii să... cetățeanul zice, nu trebuie, domnule, și de asta Nu trebuie trebuie... schimbată și un pic legislația, Și că legislația, și mentalitatea nu poți să lor. faci asociații decât, nu știu, cu două treimi sau cu nu știu cum. Cetățenii vor vedea că dacă o parte, o asociație își va izola apartamentele și vor vedea că au reduceri la cheltuieli din cauza izolării iarna și vor plăti mai puțin gaz, se vor hotărâ și restul ca să facă Dacă asociații stau și se bine să vor mă uit, uni. vulcanul cred că e pe ultimul loc în valea Jiului la izolarea E termică. indiscutabil, indiscutabil, da. Asta Și vă spun Uniunea eu care... Europeană, pe planul ce am văzut eu acum, pune accent pe mai puțină poluare și inclusiv pe izolarea locuințelor, pentru că aduce o poluare mult mai mică în atmosferă și Uniunea Europeană bagă bani pentru așa ceva, Bun, investește deci așa bani. cum ziceam, vulcanul e pe ultimul loc la Și la hârtirile procesare. de fonduri europene este pe ultimul loc. Și atunci cine răspunde pentru toate astea? Cineva nu și-a făcut treaba. Cine și-a avut treaba? Primarul, Consiliul Local? Conducerea. Păi ce abilitați acestea? Începând de la primar până, știu, la cei care sunt plătiți ca să atragă, să facă proiecte, să... Acum nu pot să dau nume X, Y, Z, că nu cunosc. Când, dacă voi ajunge în zonă, atunci mă interesez. Bă, de ce nu e așa? Păi cine acolo? X, Y și Z. Spune-mi de ce, nu? Hai să vedem. Atunci de aia, cum zice treaba cu auditul, va ieși la iveală cine a performat și cine nu. Că acolo nu mai merge, mai de numă seama, nu? Trebuie cumva responsabilizați toți și până dar și cetățenii, vedeți cum a zis, vis-a-vis de asociații. Nu îi punem gică contra că nu... Hai să facem. Probabil că, într-adevăr, când va fi un bloc mai unit și se vede că se poate, s-a făcut și la un moment dat, probabil va vedea că, uite, nu e rău dacă ne unim și facem asociații. Și probabil că unul de la altul va prelua, sunt blocuri care au deja. Dar nu, Da. chiar astăzi la fusese la D11 sau nu, cât era la D, îmi scap acum, unde Da. o doamnă a zis că primul bloc a fost al ei, care s-a luat măsurător, tot a făcut asociația blocului. Și Și pe urmă, nu știu au din asociații ce de ceva. cauză, că nu știu, strada Dafinei sau a fost o chestie minusculă din care nu le-au respins proiectul, deși ei s-au unit. Acolo trebuia să intervină primăria, deci dacă oamenii și-au dat interesul și au făcut, și a fost o chichiță de stradă, că nu știu ce, domne, dă acolo tu ca primărie, când oamenii vor să facă și tu pentru o chichiță îi lași când iese, că nu e greu să aduni un bloc întreg, să-i faci asociație, nu? Un bloc, cred că nu știu, are cred că peste 70 de apartamente, Da, e cât are bloc un mare, D13? da. Nu. Ai unit atâția oameni și ai reușit să faci Și e și singurul bloc cu primăria, asociație în vulcan. atunci, da, singur bloc asociație, da, corect. Atunci, și n-au Bun, pretenții mari, deci să domnul știți Coț oamenii. aici mai zice extinderea rețelei de gaz în vulcan
prin programe operaționale, infrastructură mare sau prin fonduri proprii. La ce se referă extinderea rețelei de gaz? Pentru că, practic, toate blocurile au gaze, nu? Da, dar nu chiar toate au, și blocurile, casele. Se referă, deci, la casele, înainte, străzi. Sunt străzi care nu au gaze? Da, deci cum este Cocoșvar, e stradă care are, e cartierul acela de case. Cazul meu, bineînțeles. Da. Sunt case care au gaz, sunt case care n-au nu gaz. Nu aveți gaz acasă? Nu stau la casă în zona Cocoșvar și nu avem. Nici drumul nu este făcut, da, păi să vorbim de extindere de gaze. Deci, înainte... Cocoșvar acolo erau niște blocuri la intrare. Sunt blocuri și apoi este o parte de zonă de casă. O parte din oameni au fost, deci o parte, să zicem, au fost mai potenți financiar și și-au plătit, s-au pus 8 oameni de pe șirul acela de casă, au pus și au plătit furnizorului de gaz sau ei, mă rog, care s-au ocupat. Branșamentul tot de la A la Z, da. Ei, nimeni, omul e obligat să-și plătească de la poartă în casă, nu până la poartă. I-au plătit și de la stația de gaz, din capul străzii. Da. Acel lucru trebuie, o parte îl plătește primăria și o parte îl suportă furnizorul de gaz. Dar cei deci, dinainte... Deci, practic, ar trebui să dea în judecată primăria, să le primeze banii, nu? Pentru că există lege în acest sens. Exact. Numai că domnul Marinescu în 2016 a ridicat problema asta într-o ședință de Consiliu și chiar este pe net acea filmare în Consiliu, când domnul Ile a dat-o așa din colț în colț, pe urmă a zis că da, pe urmă a zis că nu, mă rog, a rămas cumva moartă chestia. Dar din 2016 e prevăzută chestia că primăria aduce aport financiar o parte și restul furnizorul de gaz. Și locuitorul sau, mă rog, locatarul trebuie de la principală, îi se trage până în fața porții și de acolo își plătește el restul lucrării, branșamentul, mă rog ce, dar nu toată magistrala. Bun, deci următorul punct, doamna Urzică, este iluminatul public pe toate străzile Vulcanului, modernizarea sistemului existent prin înlocuirea corpurilor de iluminat cu unele eficiente bazate pe tehnologie LED și implementarea unui sistem de automatizare. Extinderea serviciilor de iluminat public cu tehnologie LED și eficiență energetică. Deci conceptul de smart city se poate implementa și la Vulcan? Și este, da, și este, sunt sigură de acest fapt, este foarte mult de lucru, va fi foarte, foarte mult de lucru, dar sunt sigură că ușor, ușor vor fi duse la capăt aceste aspecte. Iluminatul public se poate face cel mai repede. Asta am discutat. Pentru că avem operator care a montat becuri în colonie și când au aflat... L-au denigrat. Da, i-au desfăcut contractul. Mai spuneți-vă așa, cum a montat pe capul lui așa? Dacă permiteți, da. Înainte, domnul, era un domn la Vulcan care avea contract cu primăria și operatorul public de lumină. Și la un moment dat, dânsul de la el putere, da? E Nelu sau cine? Nu, deci e bine, Nelu cel care furnizea energia, dar vorbim de cei care se ocupă de montarea becurilor și de mentenanța, da. Și dânsul de la el putere a pus pe cheltuiala lui în colonie la oameni becuri și a desfăcut contractul. Cum îl cheamă pe cel? Georgescu. Pe banii lui așa s-a apucat el. Da, și a dat în judecată și a și câștigat. A pus pe net că a câștigat, că i s-a desfăcut contractul acela cu primăria și a pus pe net omul, dacă vă uitați că și găsiți hotărâri de cătărească, îl pune înapoi în funcție. Acum trebuie să dea primăria banii, că i l-a reziliat contractul necorect, adică nu... Deci și acum s-au întâmplat numai lucruri paranormale la noastră. Circulă pe net, deci omul a pus poza, a arătat, nu vorbește anapoda. Domnul Cosma, dumneavoastră ați venit de 2 ani de zile, dar nu știți unde ați venit. Deci, mai era în Moldova o chestie când un viitor primar le-a tras țeavă și primarul actual a venit și le-a stricat șantierul și oamenii s-au început să se bată cu actualul primar, adică ne iei apa când tu nu ne-ai pus-o de atâți ani. Ceva de genul s-a întâmplat și aici, că omul a pus becuri la oameni, că oamenii au făcut sesizare la primărie că n-au lumină, el s-a dus de la el putere, a montat becuri la oameni și primăria, hop, l-a sesizat, că s-a băgat peste el. Adică, când vrei să faci bine, primăria vine și îți dă în cap, că de ce faci bine pentru oameni. Un vulcan zici că trăiește în Twilight Zone, în zona crepusculară. Bun, foarte interesant, chiar o să urmăresc și eu această situație, că
Nu că e și Ilar, e logic. Invitați pe domnul la emisiune, chiar cu siguranță vă poate spune mult mai mult. Chiar am să-l invit după campanie electorală, chiar am să-l invit pe acest domn, că e chiar interesant de știut ce s-a întâmplat aici. Bun, deci domnule Cuța, extinderea rețelei de apă și canalizare în tot orașul local. Există zone unde nu există apă? Există, pe care merg cu fose, cu fântâne. Am mers în cazul meu. Da. Probabil să vezi, domnul zică, fântână. Nu, fost. Fostă septică. Nu, am păi fost septică, bineînțeles, am apă, s-a tras atunci când au fost lucrările, casă. Dar nu trăiți în municipiul Vulcan? Ba da, în municipiul Vulcan trăiesc. Acum înțelegeți de ce domnul Marinescu vrea să revenim noi suntem municipiu doar pe hârtie. În realitate nu avem un municipiu, trebuie să aibă 70% din infrastructura orașului, străzile vecinale, betonate, asfaltate, mă rog. Noi nu avem nici 40 ceva la sută și nu mai dă nimeni banii. Stai mă, vesteți municipiu și trebuie să aveți, de să corespundă municipiu, trebuie să ai mai multe, începând de la, știu eu, facultate, judecătorie, câte și mai câte. Deci suntem pompier. Doar la taxe, municipiu și atât. În rest, nu avem... La taxe, la funcționari în primărie, mă rog, la poliție okay. comunitară, și la tot felul de alte venituri din astea de care nu știți dumneavoastră. Și dacă se revine, domnul Manescu vrea să facă un referendum prin care locuitorii să-și exprime, să devină înapoi oraș. Și atunci poate mult mai multe fonduri să acceseze, că atunci un oraș, ca să dezvolte, să ajungă în municipiu, trebuie să aibă o anumită infrastructură. Are acces la mai mulți bani, practic. Mai multe fonduri. Și cetățeanul are de câștigat. Că nu le scade mult, 10-15% la impozitele care le dă la ora actuală. Dar e un beneficiu pe mai puțin, să zicem, financiar pentru cetățean, că dă cu 10-15% mai puțin impozit față de cât dă în prezent. Dar se câștigă pe partea elaltă, se fac drumuri pe fonduri și atunci se poate cere, adică se obține aprobări. Și lucrul ăsta trebuie să înțeleagă cetățeanul, că altfel nu ne mai putem dezvolta, rămânem așa. Da, deci domnul a auzit că serviciile medicale de calitate bună se vor face în Vulcan în mandatul domnului Marinescu. Dotarea policlinicii din Vulcan cu aparatură ultramoderne și medici specialiști care să asigură accesul cetățenilor la analize și consultații în laboratoare de ultimă generație. Noastră, aveți o problemă medicală, aveți policlinică acolo sau... Există cabinet privat avem sau nu știu, și vezi. Nu prea avem. Chiar astăzi m-am confruntat cu o problemă de genul. Am fost la medicul de familie, trebuie să fac niște analize uzuale. Și mi s-a spus, domnișoară, fă cumva și mergi să ți se facă analizele. Să nu mă duc, exact, să nu mă duc în privat, să fiu nevoită să plătesc. Până la urmă sper să reușesc cu domnul doctor ginecolog de aici, de la noi, de la Vulcan, să-mi facă internare cumva de zi. Dar nu sunt sigură. Sistemul este... Nu știu dacă pot să... Nici nu găsesc cuvintele. În momentul în care mergi acolo, nu vorbesc neapărat acum de toate asistentele și... pentru că nu sunt în măsură și, sinceră să fiu, sunt oameni și oameni, adică... Dar în momentul în care te duci cu o problemă, trebuie să aștepți la uși peste tot. Deci peste tot. Așa duce. Asta am pățit și acum fiind... Bine, am fost graviduță și mai mult am colaborat cu... mediu privat, ca să spun așa, pentru că, sinceră să fiu, am fost și mai sigură și mi-a fost puțin mai ușor, chiar dacă cheltuiala a fost imensă, vă dați seama. Vorbind de mediu privat, ați avut discuția chiar înainte să începem emisiunea. În primul și în primul rând, mi se pare inacceptabil, cum am mai spus, să stai atât de mult la uși, să aștepți, la urma urmei, nu înțeleg cum pot să fac așa ceva și cum tot așa continuă. Adică ani și ani de zile. Bine, acum mă simt puțin norocoasă, nu am fost de prea multe ori, că nu am avut nevoie. Na, Doamne ajută. Dar acum, mai ales că am nevoie, mi se pare inadmisibil. Aș aduce o completare la ce zice doamna, chiar azi a fost după trimitere la medicul de familie. Toată sau parte din medicii de familie funcționează în fosta clădire a fiscului de la Vulcan. Și incredibil, stăteau lumea afară acolo și e interfon.
Deci nu mai voi să intri la urmă. Dar dacă plouă, ce faci? Vine iarna, ce faci? Mi s-a părut un pic umilitor. No, iasă doctorul pe scară și spune, no, care aveți trimitere aici și aia. Acum nu zic de comportamentul doctorului. Ok, nu le-a vorbit urât sau ceva. Dar așa știi, stai ca la... Te uiți la Iisus. Da, eu știi, dai, știți, oamenii pentru aia. Mă, și dacă plouă, ce facem? Îi ținem pe oameni acolo afară, oameni în vârstă? Bai, că eu mai tinerel, dar ea mai în vârstă, ce fac? Deci, exact în fața scării. Doamne, lasă că nici, tot ăștia interfon, zic. Nici înăuntru nu-i mai bine ca un coridor foarte îngust, că stai pe un coridor îngust, stai la trei cabinete și dar te freci un dar nu e locul adecvat, l-a fost fisc. N-a fost prevăzut să fie pentru... A fost policlinică. Da, deci i-a dat afară, nu știu exact, nu cunosc care a fost. A fost și acolo ceva cu primăria, nu știu exact și atunci nu vorbesc, dar a fost în policlinică la Vulcan, unde a fost construită policlinică în acest sens. Și acum o parte din medicii de familie sunt acolo la fisc. Păi n-au condiții, a fost birouri pentru fisc, nu pentru spital. Deci iarăși acolo trebuie luate măsuri. Nu știu de ce, nu știu, trebuie să mă interesez, că nu știu, nu vorbesc de ebrea, dar policlinica aia stă goală acum. Unde au fost fostile cabinete ale medicilor care au prestat acolo, acum i-a mutat din cu acela fizic. De ce? Nu știu. Acolo era coridoare mari, se putea sta înăuntru. Acum medici o parte din acum, nu știu cât sunt de toți în Vulcan. Dar nu e posibil, e bătaie de joc. Să stai acolo, să aștept să se deschidă ușa. I-au spus pe medici pentru că au zis că renovează policlinica. A fost asta făcut un proiect discuție, și au scos afară de acolo că renovează policlinica și nu se mai renovează policlinica și de ani de zile. Și atunci e goală. Sus e gol, la etajul unde prestau ei. Nu știu ce e acolo, dar nu se mai renovează. Adică da. Proiectul atunci, e făcut și lucrarea nu se face. Vă dați seama, suntem în 2020. Deci strânem oamenii afară. Și când te duci cu câinele la privat, îl bagă în acum, dacă e acest municipiu Vulcan la toate capitolele, nu corespunde de niciun fel. Deci, la nu niciun punct clasa, nu stă bine. Nu trece clasa. La niciun punct nu stă bine, nici cum. Nu treci clasa. E, dacă vine unul și spune că ești municipiu, râde de tine. E posibil așa ceva? Multe nereguli. Acum nu mă apuc să zic vrute și nevrute, dar totuși în 2020, municipiul de atâția ani, circulăm, ne rupem păpucii. Și iar o doamnă, apropo, care stătea pe Valea Morii, nu știu, știu că acum vreo 2-3 zile am fost prin zona aia, își chemase taxiul, o să dă 20 de lei, ca să poată și ea să meargă cu pantofi ca doamna în oraș, că își rupe totul până jos. Și cheamă taxiul de 20 de lei când vrea să coboare la oraș, ca aici, ca să vină și eu ca o doamnă, zice, pe oraș. Și ea zice, vine să crezi, da, se întâmplă în Vulcan. Chiar venise taxiul, credeți-mă, deci a zis, da, e incredibil, dar așa este. O aștept, chiar eu, pentru mine, o mare curiozitate și personală și cred că și telespectatorii vor dori să vadă ce se va întâmpla cu acest oraș Vulcan în următorul mandat, pentru că este clar că primarul Ile nu mai candidează, va urma o altă administrație, o altă conducere și vom vedea ce se va întâmpla. Domnule Cosmo, ridicarea deșeurilor menajere prin colectarea selectivă este un proiect pe care USR în frunte cu primarul Dan Marinescu îl va realiza în Vulcan. Deșeurile din gospodării și blocuri vor fi colectate selectiv pe două categorii, deșeuri reciclabile și deșeuri biodegradabile. Prin vânzarea acestora către centrele de colectare se va acoperi parțial costul salubrizării. Locuințele sociale, mă rog, despre deșeuri. Deci din câte știu eu, acum doar primăriile, primăriile au dreptul să depună și să predea, să vândă peturi. Pentru că da, și da, da. În zona unde stau da, eu, în Oradea, în Vulcan, mă refer, nu în Oradea. În Vulcan nu, deci în Vulcan sunt niște sectoare îngrădite cu piatră unde se pun containerele și noaptea vin alții și le golește și le împrăște peste tot și o mizerie de nedescris. Aproape în fiecare loc unde se depune deșeuri. Sunt comune în țară unde se adună gunoiul selectiv. De exemplu și la mine la țară unde am casă în Bihor, se adună gunoiul selectiv. Vine într-o zi zia peturile, într-o zi zia hârtie, într-o zi zia gunoiul ăsta la alt menajer. Deci nu e posibil ca într-un oraș să avem așa ceva și atâta mizerie și
arată urât pentru un oraș. Să bun, vezi dar, tot gunoi împrăștiat într-un loc. În acel spațiu de punerea deșeurilor sunt containere, dar pentru... având acces alții la acele containere, le golesc alții, peste noapte. Toată lumea cine nu, are de gunoi de aruncat, nu? Nu. Vin alții care caută tot felul de mizerii și resturi și le golesc și... Eu am văzut când anul trecut, când am ieșit cu copilul de la școală, dimineața mă întorceam pe bulevard și mai eram cu doi colegi care vineau și ei de la școală cu copiii, i-au dus la școală și am filmat pe un domn care o scos dintr-un tomberon de la micuț după bulevard, pe împărsuri afară și le arunca pe stradă și le lăsa pe acolo și hârtii și tot scotea pe ele și își lua ce îi trebuia și pleca mai departe, în fața primăriei și l-am pozat și l-am strigat după el. Și a doua zi iar l-am găsit tot pe același individ și iar am strigat după el și i-am arătat obrazul. Era un bătrân și ziceau colegii că are pensie de miner și avea, adică nu că n-avea bani și căuta în container. Îi să facă selectare. Da. Deci acele sectoare în care se adună gunoiul trebuie închise cu lacăt. Fiecare container să aibă ușiță în care să arunci deșeul respectiv și să nu mai aibă oricine acces ca să le scoată și să le răstoarne pe jos. Sau, mai nou, sunt pubele care se bagă în pământ în subteran și se ridică cu macaraua, respectiva pubelă. Este mai sigur așa, da. Cu macaraua. Nu, e cu macaraua se ridică. Cu macaraua are mașina macaraua și ridică containerul și pune înapoi, da. Și îl arunci numai cât un coș. Locuințe sociale pentru tinerii Vulcanului construite în parteneria public-privat sau blocuri de locuințe ANL. Căutăm cadrul legal pentru a da posibilitatea cetățenilor să-și achiziționeze locuința socială sau casa și terenul pe care se află, dacă au locuit în zona respectivă pentru cel puțin 5 ani calendaristici. Domnule Coța, ce părere aveți? Păi, mi se pare, am întâlnit niște cazuri tot pe la case prin... Foarte multe. Da, prin foarte multe cazuri. Spuneau că li s-au vândut locul de casă 200 de metri pătrați și mai au o curte de 200 de metri pătrați. Iar pe aia, eu administrează de când stau acolo, de când s-a născut. Deci vorbim de, chiar am vorbit cu o doamnă care avea vreo 5-6, 5-7 de ani. De acolo s-a născut. Și a zis că nu la alții care au avut relații li s-au permis să cumpere acel loc, curtea încă de 200 de metri, iar la alții nu li s-au permis și dau chirie pentru așa ceva. Și zicea doamna că să găsim cadrul să-și ia și ea pământul, că cum l-a luat toți și e acolo în curtea ei, practic. Și asta cu știu că, din câte știu, să nu vorbesc așa, nu sunt informați 100%, cei care stau în casele ANL, timp de 5 ani, primeau dreptul de a le cumpăra. Da, exact. Acum aici intervine problema, că probabil casele acelea, eu am discutat cu cineva de la Petrila cândva, unde s-a făcut un ANL, asta spun în cunoștință de cauză, ceea că, domne, și după 5 ani nu convine să-l cumpăr, pentru că avea un preț foarte mare, în jur de 40 ceva de mii de euro, el ajutea apartamentul din ANL ca să-l cumpere el de la primărie după 5 ani. Păi zice, cu 40 de mii de euro mi-au casă, nu mi-au apartament ANL. Probabil că se vor ajunge să se cumpere și astea, dacă se va scădea uzură, știu eu, se ajungă la prețul pieței care este. Nu poți să dai pe un ANL-ul în Petrila 40 de mii de euro și să-ți cumperi în centrul Petroșanului cu 30 de mii, care e acum piața. Și sunt mulți proprietari care stau la casă și stau în chirie și primăria nu le acceptă că vor să-și cumpere casa respectivă și nu le acceptă să-și cumpere casa și ei ar repara casa, ar investi în casa, ar pune, ar schimba geamul, ar acoperișuri și nu vor să investească în casa primăriei, pentru că atâta timp cât nu-i casa lor, n-au nicio bază legală, e foarte complicată treaba. Deci asta ar trebui cumva rezolvată și vândut la cine vrea să cumpere locuințele în care stau, vândut urgent și ar ajuta și primăria care aduce un plus financiar. Un plus financiar, da, și în primărie. Și omul știe că e a lui, casa. Proprietatea lui și își renovează casa și așa stăm și o dăm în stânga în dreapta, ba că nu e a lor, ba că nu e a primăriei și primăria se scutește că nu le dă, ei săraci nu investesc, că nu știu în ce să investească, că dacă nu e a lor, nu, ce să fac cu oamenii. Da. Împățiși.
O dăm și acum, iar nu înțeleg că restul oamenilor care au stat la bloc, care au beneficiat de pe vremea fostului, au avut apartamentul, au avut dreptul să-l cumpere, nu văd de ce și acele case care au fost date în chirie nu pot fi cumpărate. Sau de ce o parte sunt și o parte nu sunt. Care e procedura de vânzare? După vârstă, după față, după ochi? Păi dacă stăm să ne uităm o mașină Dacia sau, mă rog, nu dau mai, dau marcă, înțeles. Dau o mașină, costă la fel și la Botoșani și la, mă rog, aproximativ, da. Și la București. Aici un apartament în Vulcan costă, nu știu, două camere undeva, 10.000 de euro, cred că a ajuns. Nu știu cine a cumpărat cu 15.000 de euro în depinde Vulcan. De zonă. Depinde de zonă. Da. Undeva surzi. În Petrușa mai scump, în București, fără 80-100 de minute, nu te lipești de un apartament cu două camere, sau la Cluj. Sau la Cluj. Păi e vorba de valoarea... De asta ANL-ul probabil că și-a evaluat construcția, nu în funcție de zonă, ci în funcție de... În funcție de prețurile din București. Prețul mediu național, așa. Aș fi un pic mai obraznic și aș spune că ANL-ul sau, mă rog, primăria care a stabilit prețul de vânzare al acelui apartament, că până la urmă cred că primăria îl stabilește, dacă îl cumperi de la primărie, probabil că construcția a costat mai mult decât trebuie. Și dacă acea ușă, acel apartament, să zicem, a fost evaluat în construcție că a costat X lei, normal că e evaluarea. Dacă în acte atât a costat acel bloc, poate cât a costat, nu știu cât costă un bloc ANL, dar e posibil cât costă un bloc ANL să faci două. N-aș putea să zic că, altfel nu-mi explic de ce prețul atât de mare. Că până la urmă e vorba de costul de producție al apartamentului, nu? Bun, în programul electoral, programul masă electoral, mai este și supraveghere video partele principale și secundare, străzi sigure și funcționale, fluidizarea traficului prin amenajări de parcări, revigorarea urbană, amenajarea parcului, organizarea unui referendum, centru destinat copiilor cu dizabilități, centru de certificare a produselor alimentare locale, construirea unui darac, mă rog, daracul este cel care toarce lână, toarce lână, mă rog, toarce o curăță sau nu știu, o prelucrează lână într-un fel anume, adăpost pentru animale abandonate, revitalizarea zonei turistice Vulcan, un subiect foarte, foarte vast, care, mă rog, sper că va fi implementat cât de curând în orașul Vulcan, reamenajarea cimitirului orășenesc, atragerea de investitori, calitatea mediului, transparență în cheltuirea banului public. Bun, mai avem 3 minute până la sfârșitul emisiunii și având în vedere că este ultima emisiune cu USR din Vulcan, vreau să vă spuneți fiecare un cuvânt de încheiere, începem cu doamna Urzică. Vă rog, ce vă doriți de la Vulcan, ce vă doriți de la aceste alegeri? În primul și în primul rând, de la aceste alegeri, îmi doresc, ca și toată lumea de altfel, un viitor prompt și un viitor sigur. Mai ales acum că, datorită faptului că atât eu cât și prietenii mei, chiar am avut prieteni și am avut discuții. Alina, mi-aș dori să vin acasă. Mi-aș dori să vin acasă, dar nu avem posibilitate deocamdată. Asta îmi doresc. Îmi doresc să vină acasă. Să vină acasă tineri. Să fie tot în regulă, pe cât posibil, pentru că acum sunt sigură că, la urmă urmei, nu se pot face toate lucrurile în 2 ani de zile sau doar într-un singur mandat. Este foarte mult de muncă, da? Chiar sper la un viitor sigur pentru Vulcan. Domnule Cosma, vă rog un ultim cuvânt. Da, eu îmi doresc ca alături de echipa USR și alături de Dan Marinescu să revitalizăm orașul, să atragem cât mai multe fonduri europene, să construim infrastructura și cât mai multe obiective, să atingem cât mai multe obiective din programul nostru electoral. Mulțumesc, domnule Cuță, vă rog. Eu îmi doresc ca să iasă lumea la vot. Deci să iasă și cei care au stat pe margine până acum, să iasă la vot. Că nu decid pentru noi, decid pentru ei. Să voteze cu noi pentru că echipa USR și Dan Marinescu, pentru că e un suflu nou, n-au mai condus, nu ne poate acuza nimeni, na, că voi ați mai fost. N-am mai fost acolo să ne aducă vina celor 16 ani. Asta e ce îmi doresc. Pe urmă, normal, să se realizeze tot ce scrie acolo în program. Aia îmi doresc. Deci să iasă lumea la vot, să voteze cu Dan Marinescu și echipa USR, pentru că noi vrem schimbarea cu adevărat. Deci chiar o vrem. Dacă nu se realizează din programul ăla, atunci să sancționeze, chiar e loc, sancțiune. Bun, deci mulțumesc, domnule, pentru participare, vă doresc succes în alegeri,
să vi se îndeplinească tot ce v-ați propus în acest program electoral. Doamnelor și domnilor, asta a fost emisiunea de la această oră. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine!